Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Nutriție și Sănătate. Ana Maria Demetrescu mă numesc, profesor inginer în alimentație, nutriționist și fitoterapeut. După cum bine știți, promovez foarte mult alimentele sănătoase, tot ce ține de sănătate și de alimentația corectă. Din păcate, în ziua de astăzi nu mai găsim alimente 100% naturale, nu doar din cauza aditivilor alimentari sau pesticidelor, ci pur și simplu din cauza mediului înconjurător pe care tot noi oamenii l-am distrus. Dar mai găsim alimente de la producători care ne pot asigura substanțele nutritive de care corpul nostru are nevoie. Și pentru aceasta am invitat astăzi, din nou, fondatorul unui proiect foarte interesant din punctul meu de vedere, pentru că un proiect atât de îndrăzneț în pandemie mi se pare wow, care a avut succes tocmai pentru faptul că alimentele chiar sunt de o calitate mult mai bună față de ce găsim pe piață. Dar o să dezbat acest subiect împreună cu invitatul meu, domnul Mădălin Dinu. Bine ați venit! Bine v-am găsit, din nou! Bine ați revenit în emisiunea mea, pentru că mai aveam de tratat niște subiecte. Spuneți-mi, Dinu, cum ați avut curajul să faceți un magazin, un aprozar mai exact, având în vedere că suntem invadați de supermarketuri și de tot felul de magazine mari. Cum v-a venit ideea asta și pe ce v-ați bazat la început? Da, este un curaj să faci acest lucru în momentul în care toată piața este invadată de supermarketuri și cu foarte multe produse din import pe tot timpul anului, chiar dacă majoritatea produselor de sezon le găsim și în producția internă. Totul a început în martie 2020, când producătorii din România s-au trezit dintr-o dată că nu mai aveau piețe de desfacere, datorită faptului că, așa cum știm, pandemia a închis contactul fizic și ca atare piețele au fost închise. Și atunci ne-am gândit împreună cu 4 colegi, să spun, că ar fi bine să ajutăm producătorii locali să-și dezvolte și să-și poată vinde în continuare producția. La început totul s-a desfășurat în mediul online, pentru că contactul fizic era interzis. Și noi, având experiența online, am zis că este un moment bun în care să pornim un business de acest gen. Super! De la online ați trecut la magazine fizice, care au un succes, pentru că de la un magazin v-ați dezvoltat, acum că aveți... În momentul de față avem 3 locații, una în piața Mihai Viteazu, cea de-a doua pe strada Bănești, undeva... cum mergem dinspre piața Mihai Viteazu către nord, pe partea stângă, și una în piața Artizante la Păulești, unde cei de la piața Artizante, văzând dezvoltarea noastră, au zis că vor să ne aibă ca parteneri și am acceptat această provocare. Într-adevăr, produsele, știu că am cumpărat și eu, sunt de o calitate mai bună și am apreciat foarte mult că sunt de la producătorii locali și o să punem puțin accent pe acest lucru, pentru că dacă mergem în piață, majoritatea ne zic, da, sunt produse românești, sunt ale noastre, sunt de la noi, dar știm foarte bine că nu este realitatea. Povestiți-mi puțin despre cum ați abordat producătorii, cum i-ați găsit și acum în această perioadă, pentru că am intrat pe site-ul dumneavoastră și am văzut că aveți inclusiv produse de sezon din România și este un lucru extraordinar să avem în luna februarie produse din România. Povestiți-mi puțin despre acest aspect. Păi, în primul și în primul rând, conceptul în momentul în care am deschis primul magazin a fost ca virgulă oarecum o copie a supermarketurilor, în momentul în care clientul vine să poată să-și aleagă singur produsul care dorește să-l achiziționeze. Și este, magazinele sunt gândite ca o autoservire,
da? Unde clientul poate veni să-și aleagă singur produsul care dorește să-și cumpere. Fac o paranteză aici, vă întrerup puțin, mi-a plăcut cel mai mult lucrul ăsta, da? Că nu mă duc și îmi pune cineva în sacoșă ceea ce trebuie vândut, ci pur și simplu îmi pot alege ceea ce doresc eu și exact. Sunt lăsată oarecum. Noi considerăm că este un avantaj acest lucru, iar clientul final își poate alege singur și produsul pe care dorește să-l cumpere. Apoi, vorbind despre producători, sunt anumite segmente în piață pe care în ziua de zi cu zi, în business, le întâlnim. Și de obicei știm foarte bine că există producători, distribuitori și vânzători finali. De obicei, fiecare știe să-și facă foarte bine bucățica și de aceea încurajăm și mergem către partea de producători pentru ca ei să aibă timp efectiv să își producă produsele, să își producă legumele și fructele în mod tradițional și să poată avea grija lor, fără să stea cu grijă să știe dacă au unde să le vândă sau ce trebuie să facă mai departe. Cum să se promoveze mai departe. Da, într-adevăr, că vă auzeam la televizor foarte mulți producători care aruncă marfa pentru că nu au unde să o vândă. Mergeți sau ați mers direct acolo, ați văzut cum se cultivă? Da. Au fost anumiți producători care nu v-au plăcut? Da. Există și producători care ne-au plăcut datorită faptului că și noi la rândul nostru avem un standard de produse pe care dorim să le achiziționăm. Și în colaborările cu ei au fost momente în care nu ne-au livrat cantitățile și calitatea dorită și ca atare, dacă s-a întâmplat acest lucru de 2-3 ori, am întrerupt colaborarea. Pe site-ul nostru și pe pagina de Facebook, Instagram, ne găsiți și găsiți inclusiv fotografii și video realizate în serele, grădinile, livezile acestora. În toamna trecută și în această primăvară vom îmbogăți aceste filmări cu filmări noi și vom pune la dispoziția clienților noștri video care să ateste faptul că noi mergem către acest producători și vor viziona pașii care sunt din momentul în care se pune răsadul până în momentul în care ajunge la raft. Vor fi câteva videouri editate și fotografii care vor putea fi vizualizate. Da, într-adevăr, ar fi super, pentru că noi oamenii suntem mai sceptici în general, da? Și nu neapărat din vina noastră, pentru că ci din cauza că am fost tot timpul oarecum mințiți, mai pe românește, mai ales când vorbim de aprozar, de piață, de și de supermarketuri, ca să fim serioși. Am văzut că aveți pe site, inclusiv pe Facebook, dacă nu mă înșel, recomandări de rețete, cum să gătim, ce este de sezon, alimentele de sezon pe care putem să le transformăm în preparate. Mi s-a părut foarte interesantă chestia asta și ar fi foarte bine să și vedem, da, într-adevăr, filmulețe de la producători, pentru că în felul acesta multă lume ar avea mult mai multă încredere. Spuneți-mi cum a venit ideea asta să faceți, să ne recomandați ce să mâncăm sau ce preparate să facem din alimentele de sezon. Este un proiect la care lucrăm de un an și jumătate pentru avem tot timpul această grijă ce gătim astăzi. Da. Ce să mai facem de mâncare. Ce să dăm copilului. Și datorită faptului că piața este invadată de foarte multe produse de import. Bine, nu neapărat asta e o problemă. Dar în momentul în care mergem într-un supermarket găsim produse și din import și din intern. Problema este că nu știm efectiv ce să gătim. Și da. Atunci am spus, băi, cum putem să promovăm ce este de sezon, în așa fel încât clientul să știe ce să-și prepare în perioada respectivă. Așa cum și noastră bine știți, produsele care sunt în sezon, atunci au cele mai multe vitamine și cele mai multe calități benefice organismului. Dacă luăm un nu știu, să dăm un exemplu, spanac, care nu este în sezon.
și vrem noi să-l gătim, dar mergem la market sau de unde îl cumpărăm și găsim congelat sau semi-preparat. Da, nu mai are aceleași calități. Da? Și atunci am zis, ok, hai să mergem să promovăm produsele care noi le avem și ce rețete se pot face cu acestea. Da, foarte interesant. Vom dezvolta foarte mult această categorie de produse și de... Nu m-am exprimat bine. Vom dezvolta foarte mult blogul nostru și pagina de Facebook cu rețete pentru clienții noștri și pentru posibilii noștri clienți cu produse pe care noi le avem în momentul respectiv în magazine și le pot comanda online pentru a putea găti cu produse de la producători în sezon. Da, într-adevăr, pentru că majoritatea spun cum să gătesc avocado, de exemplu, dacă am văzut acum pe ecran avocado, sau ce să fac cu dovlecelul. Și atunci este foarte bine că le oferiți niște recomandări, pentru că și eu în cabinet același lucru, aceeași întrebare primesc cum să gătesc, mai ales când vorbim de alimente, fructe, de legume care nu sunt neapărat foarte utilizate în gastronomia noastră românească. Ați spus și despre produse. Deci pe lângă fructe, legume, ce mai aveți? Că am văzut acolo o grămadă de bunătăți. Am căutat încă de la început producători autohtoni, nu putem spune locali, pentru că nu sunt foarte mult la nivel local, de dulcețuri. Din România, sucuri, să spunem, da? Din deci România, din România, da. Că asta contează foarte mult, să fie din România, neapărat din județ. Care, în același timp, îndeplinesc și condiția de a avea autorizație sanitară. Este un lucru important pentru ca noi să putem pune produsele respective la raft, trebuie să fie autorizați categorii, sanitar. Da. Și ca atare nu am găsit în arealul nostru apropiat, așa că am mers către alte județe și avem parteneriate cu producători de dulcețuri. Ce dulceață? Spuneți-ne ce dulceață găsim la dumneavoastră. Mafine, căpșuni, zmeură, caise, da? Toate. Și alt lucru foarte important cu fructe și legume produse în România. Pentru asta că dacă mergem, întreb, marile, da. Mergem către marile marketuri, o să vedem că sunt produse în România, dar de fapt decât sunt ambalate, prim, da, ambalate, materia primă este de import. Da, este un lucru bun că într-un final de, cred că aproape un an de zile, este trecută și țara de origine a produsului. Da, da. În afară de dulceață, ce mai găsim? Murături. Avem un partener din Ialomița, de la Capacu. O să ne spuneți când. Da. Care produce murături și în această perioadă sunt foarte căutate și conțin probiotice. Da. Și multe vitamine, mai ales cele care nu au adaos de oțet. Sunt murate natural, vorba aceea, adică în rețeta, folosind rețeta ca la bunica, sau sunt cu conservanți? Nu cu conservanți, sunt stipulate toate produsele care sunt folosite pe etichetă. De aceea a durat un pic până am găsit un producător, am avut solicitări și din trecut, dar nu aveau autorizații și ca atare n-am putut să închep parteneriate cu ei. Partenerii noștri din momentul de față ne-au pus la dispoziție toate documentele în așa fel încât să știm exact ce conține și acestea sunt trecute și pe etichetă și de aceea am încheiat un parteneriat cu ei. Sunt făcute, da, după rețeta bunicii, dar la nivel industrial, cu sare. Da, normal. Normală, care trebuie. Și m-am avut chiar de Crăciun, înainte de Crăciun, în Piața Artizante, un stand unde lumea a putut să vină să deguste. Dorim să extindem acest lucru, iar în perioada următoare, martie-aprilie, să în fiecare locație a noastră să existe și o zonă de degustare cu diverse produse unde clienții noștri să vină să deguste, iar după aceea, dacă chiar sunt convinși, să și achiziționeze produsele. Da, cred că este cea mai bună variantă pentru că avem atâtea produse, atâtea fructe, atâtea legume, atâtea preparate, încât
Ne este teamă ce gust așa vor avea și atunci avem posibilitatea așa să este degustăm, ne putem alege, da, este pe gustul nostru, sunt ok și vrem să le cumpărăm și cred că este cel mai corect așa. Am mai văzut ceva că mai aveți acolo, da? Ia mai spuneți-ne. Ok, cred că vă referiți la miere. Miere, da. Miere. Da, este de la un producător local din Plopeni. Avem în momentul de față un singur furnizor care ne asigură necesarul pe care îl avem pentru vânzare. În momentul în care, dacă va crește această, dacă vor crește solicitările, vom merge și către alții furnizori, dacă nu producătorul cu care avem parteneriat nu va face față. Sunt dintr-o sursă sigură, este socrul fratelui meu, la care știm procesul de la început până la sfârșit. La un moment dat ne-am gândit și noi, în urmă cu 2 ani de zile, dacă să punem umărul, să extindem business-ul socrului fratelui meu, dar în momentul în care ne-a spus cam câte boli au albinele și cam de câte lucruri trebuie să ne ferim, am zis ok, hai să ne vedem noi de bucățica noastră pe care am învățat-o și o știm foarte bine, să lăsăm producătorii care sunt specialiști să-și facă treaba așa cum trebuie. Categorii. Contează foarte mult ca producătorul, adică persoana care se ocupă de producerea alimentelor, să fie specialist, pentru că în felul acesta avem garanția că produsele sunt de calitate. Într-adevăr, eu recomand mierea de albine. Mi se pare cel mai natural, îndulcitor, categorii, dacă nu avem probleme cu glicemia. Și, din păcate, pe piață sunt foarte multe produse jumătate miere, jumătate zahăr sau sirop de zahăr. S-au mai auzit varianta că li se dau albinelor zahăr în anumită perioadă și atunci mierea de fapt n-ar mai fi atât de naturală. Dacă producătorul știe ca virgulă producția de miere să o împartă așa cum trebuie și să nu o ducă pe toată la vânzare, da? În perioada în care mierele nu au de unde să culeagă polen, atunci le poate da înapoi mierea să o consume. Mm-hmm. De fapt și de drept acolo este problema. Mulți producători duc toată producția de miere la vânzare, iar în perioada în care mierele nu au de unde să consume, le dau zahăr. Da, și atunci, deci aici era, e ceva adevărat. Este ceva adevărat. Dar trebuie să știe foarte bine să împartă cantitatea de miere în așa fel încât să nu ajungă la momentul în care în loc de miere înapoi să dea albinelor să dea zahăr. Da, chiar am văzut un reportaj acum ceva timp în care inspectorii au făcut o analiză pe produsele dintr-un supermarket și cred că doar un producător corespundea, adică mierea de albine de la un singur producător corespundea cât de cât așa cum ar fi trebuit, restul toate aveau un conținut foarte ridicat de zahăr, ceea ce, din păcate, da, nu este tocmai ok pentru noi consumatorii. În afară de miere, ce mai aveți? La solicitarea clienților noștri am adus și produse de la Mănăstirea Turnu. Călugării de acolo se ocupă intens și au produse făină, ulei, chiar și miere au și ei și diverse produse. Și am început un parteneriat și cu Mănăstirea Turnu. Tot la fel pe premiza faptului că sunt responsabili și își fac treaba așa cum trebuie. Mai avem parteneriate cu producători de... O întrebare că fac aici, să nu trecem peste. Uleiul este presat la rece? Bănuiesc că ei n-au o fabrică unde să proceseze, să rafineze. Și prețul uleiului de la Mănăstirea Turnu este superior celorlalte prețuri.
De asta trebuie să specificăm, că, pentru că oamenii poate se duc, vin la dumneavoastră în magazin, văd uleiul la un preț probabil mult mai mare decât cel din magazin și zic că e prea scump. Că asta e ideea românului, da, intră și se uită doar la prețul, e prea scump, dar dacă specificăm că uleiul respectiv este presat la rece și este mult mai sănătos, se consumă în cantitate mult mai mică, atunci categoric ar înțelege și ar cumpăra produse mai de calitate, că restul, dacă ne uităm doar la preț, niciodată nu se găsim. Din păcate, traiul de zi cu zi ne duce către acest diferențiator prețul. Eu cred că este mai mult o chestie de psihologică care ni s-a impus nouă așa, pentru că și eu în cabinet când le recomand la fel pacienților, luați cantitate mai mică, de calitate și folosiți mai puțin. Și chiar mulți dintre ei, cel puțin pe partea de ulei, nemai prăjind, nemai folosind ulei în cantitate foarte mare în toate mâncărurile, îmi spun, da, am cumpărat o sticlă de ulei și o am de ceva timp pentru că folosesc cantitate mică, dar de bună calitate. Deci aici trebuie să ne orientăm puțin, da? Că... Asta vreau să spun, că nu totdeauna prețul este un diferențiator. Trebuie să vedem exact și calitate, și calitățile produsului. Da, și să consumăm în cantitate mai mică. Că dacă nu mai prăjim în jumătate de litru de ulei, corect, atunci o să avem sticla de ulei pe perioadă mai lungă. Pe lângă ulei, făină, ce mai aveți? Mirodenii. Ok, ia să vedem aici, că am văzut la fel. Clienții noștri, am adus, am încheiat o colaborare cu un partener de al nostru de aici, din Prahova. E adevărat că o parte din produse sunt și din import, pentru că nu găsim toate mirodeniile în România. Dar am mers pe acest parteneriat datorită faptului că produsele sunt de o calitate superioară și clienții noștri au venit și au recumpărat. Și atunci, da, văzând acest lucru, automat am și realizat faptul că sunt produse de calitate, pe lângă faptul că și noi în casele noastre le folosim. Asta vreau să specific foarte mult. Este bine, eu întreb în cabinet ce condimente se folosesc și recomand să se folosească condimentele mult mai naturale, cele naturale, indiferent ce este pe piață, ce variante, că au, că nu au anumite substanțe, nu mă interesează, mă interesează să văd substanța, mă rog, planta sau condimentul respectiv în starea lui naturală. Și vreau să vă spun că, din propria experiență și nu doar a mea, ci și a pacienților mei, mâncarea este foarte bună. Deci nu trebuie să folosiți acele condimente din magazin, ca să nu dau nume, da, puteți să folosiți condimente naturale, cimbru, oregano, busuioc, foite, daf, în plus celelalte mirodenii pe care le găsim. Nu vă uitați la preț, pentru că gândiți-vă că sunt ca praful acela, că mirodenele în general sunt sub formă de praf, cântăresc foarte puțin și se folosesc pe termen îndelungat, adică o să punem foarte puțin, cantitate foarte mică. Ele sunt foarte aromate și atunci oferă mâncării un gust foarte bun. Și chiar vă recomand să le testați. Luați cantități mici, testați-le, vedeți care vă plac și cum vă plac, pentru că este o variantă mult mai sănătoasă și foarte gustoasă, adică chiar mâncarea este cu gust. Chiar avem în locul, nu o să putem să dăm un nume. Da, nu dăm nume. Condimentelor din folosite. Condimentelor din comerț folosite, în special la supe și ciorbe. Da. Avem condimente din legume efectiv uscate, tăiate deshidratate, fără adausuri de zahăr, sare, da, că și asta contează. Da, nu mai știu să le spun de denumirile, pentru că și noi le-am eliminat de mult din produsele pe care le gătim acasă și ca atare, da, supele, legumele au gust și fără acești aditivi. Aveți și zacuscă? Da, avem și zacuscă. Bă, de la producătorul nostru. Că am mai văzut ceva. Care ne aduce dulcețuri și sucuri naturale presate la rece. Și avem... sucuri, da, de asta n-a specificat, da. Avem și zacuscă, zacuscă simplă, zacuscă cu fasole, zacuscă cu ciuperci și mai multe produse. Și avem și sucuri naturale presate la rece. Coacăze, bafine, muguri de brad, baronia, căpșuni, trandafir. De unde luați sucurile? De unde le aduceți? Este un producător din Cluj. Din Cluj? Da, care a vrut să-și dezvolte business-ul și a mers către această variantă și este destul de recunoscut și la nivel național. Am înțeles. Deci avem pe lângă fructe și legume, condimente.
Corect. Avem făină de calitate, avem ulei de floarea soarelui presat la rece, avem gama de dulcețuri, avem și partea de zacuscă. Am omis ceva? Mai aveți acele plântuțe mici și drăgălașe? Da, acele plântuțe mici și drăgălașe. În parteneria cu tot la fel un producător foarte mare, mergem și către partea de microplante. La Păulești chiar avem o microseră unde răsadurile sunt puse la crescut și clienții noștri pot achiziționa din momentul în care efectiv sunt gata de consum. Se folosesc de obicei în salate, în ornat, am făcut plating-ul, farfurie. Dacă cineva dorește să dea un aspect deosebit, poate să folosească și microplante și în salate de obicei. Da, într-adevăr, proprietățile lor sunt fabuloase. Spuneți-mi, cum le vindeți? Pentru că eu am văzut cum aveți acolo așezate frumos așa, ca într-o seră. Cum le vindeți? Păi, în primul și în primul rând, le promovăm către clienții care sunt curioși. Nu, de exemplu, eu dacă vin să cumpăr, cum mi le dați? Se vând la kilogram, se vând la bucată, se sunt la caserul? La bucată, la caserul. La caserul acela micuțe. Da, da. Le vindeți direct așa în suportul lor, da? Cu tot cu pământ, cu tot ce trebuie. Cu tot cu pământ. Fără niciun fel de adaos, ca să spun așa. Da, și clientul le consumă după ce, adică le și oferiți recomandări cum, că poate multe persoane nu știu ce să facă cu ele și le pun la crescut și au impresia că vor ieși niște plante, niște copăcei din ele. Da, le oferim și de aceea avem decât într-un singur loc în momentul de față, urmează să și ceilalți colegii ai noștri să învețe detalii despre produse și să extindem și în celelalte locații, dar acolo special clienții sunt îndrumați și ce pot face cu ele după. Au și curiozități, după ce încearcă un produs, revin să solicite și alte plântuțe. Da, asta contează foarte mult, pentru că lumea încă, cel puțin noi românii, nu suntem informat suficient despre aceste microplante și automat nici nu știm o parte din, mai ales oamenii care nu au idee foarte mult de gastronomie, nu știu ce să facă cu ele și de asta, văzându-le acolo... Și nouă ne-a luat un pic de timp până când am învățat și despre ele și am învățat să le folosim. Am înțeles. Am văzut că ați avut și de ziua îndrăgostiților, la fel, niște oferte. Vă urmăresc și văd tot felul de postări pe pagina de Facebook cu multe recomandări, ce putem să facem. Spuneți-mi ultima întrebare. Au apărut căpșunile? Au apărut căpșunile. De unde le aveți dumneavoastră? Ce... Noi nu am adus până în momentul de față. Urmează în perioada următoare. În prima fază vor veni cele de Grecia și Italia, apoi cele românești undeva pe la sfârșitul lunii martie. Deci tot le luați de la producătorii din România. Noi de obicei așteptăm să ajungă producție internă, știm că mai avem și posibil clienți, avem deja solicitări pentru aceste produse, dar nu ne grăbim să achiziționăm datorită faptului că știm că nu sunt din producție internă și așa cum... Gust. Da, nu au cel mai mare gust, că vrea cineva să-și cumpere ca să-și facă repede pofta, e ok, dar nu sunt atât de gustoase ca cele din producție internă. Și așa cum am pornit acest business, mergem pe încurajarea producătorilor români. Vă mulțumim! Într-adevăr, aveți o gamă largă de produse și bănuiesc că o să vă extindeți mult mai mult, să găsim la dumneavoastră mult mai multe produse de calitate. Cam atât pentru astăzi. Ne mai spuneți pe scurt unde vă găsim și adresa site-ului. Da! Site-ul este verzibox.ro, ne găsiți pe toate paginile de socializare, unde am creat și un grup al consumatorilor, unde aceștia ne pot solicita informații mai multe despre produse și dacă doresc să
un anumit produs, să-l achiziționeze, să vedem dacă putem să-l aducem. Ne găsesc pe verzibox.ro, ne găsesc în aprozarul din piața Mihai Viteazu, în aprozarul de pe strada Bănești și în piața Artizante la Păulești. La Păulești. Deci, dragii mei, dacă nu puteți să vă deplasați la locațiile respective, găsiți într-adevăr și pe internet. Cam atât despre astăzi. Nu uitați, sănătatea este mai importantă decât toate. Căutați soluții pentru corpul dumneavoastră. Ana Maria Demetrescu, în fiecare marți la ora 19. La revedere!